Bine ați venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Vărsător și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți sau poate cineva nou. Ce avem pentru Vărsător? Avem asul de săbii, 5 de cupe și cavalerul de cupe. Fii onest cu tine. Asta vrea să-mi spună. Fii onest cu tine. Pentru că e singurul lucru care îți rămâne. Deci, posibil să... Am senzația că tocmai ați tăiat o relație cu cineva, iar persoana respectivă revine. E un fel de încearcă să facă ceva, încearcă să revină în energia voastră. Bineînțeles că această cupă îți spune, de fapt, își cere iertare, genul acesta, dar am senzația că pentru unii dintre voi, vă doriți o relație, dar nu aveți timp să vă pierdeți timpul, de fapt, cu cineva care este total în afara vibrației voastre. Cupele sunt vibrație. Scurgerea apei. Vedeți? 3 de cupe, 4 de monede și lumea. Asta înseamnă că ați fost într-un moment de extaz, de fericire, care de fapt s-a blocat. Cu alte cuvinte, chiar dacă persoana respectivă încearcă să revină, voi blocați. Iar lumea îmi spune că aveți de-a face cu un nou ciclu, ceva care cu siguranță se va schimba. Echilibru. Poate că, într-adevăr, sunteți mai activi acum pentru a încerca să faceți ceva. Îmi dă senzația că realizați că trebuie să fixați ceva, ceva care vă va ajuta. Deci totul se schimbă, dar în același moment vă arată că va trebui să fixați ceva. Vedeți? Optul acesta de monede vă spune că trebuie să vă fixați într-un fel sau altul poziția în care vă aflați acum în viața reală. Carul, magicianul, doriți vibrația. Wow! Cineva chiar vă spionează. Chiar vă spionează. Pajul acesta de săbii chiar încearcă să vadă tot ceea ce faceți. Deci, în general, dacă aveți mesaje de la o anumită persoană de fiecare dată când postați ceva, cei care aveți media, bineînțeles, vedeți că, de fapt, persoana respectivă chiar dorește să vadă, sau mai bine zis, încearcă să vadă cum sunteți, ce faceți. E un fel de a vă ascunde că, de fapt, țin la voi. Dar în același moment mi se spune aici că voi ați ieșit din această relație. Iar 10-le acesta de monede este, de fapt, da, ați ieșit, regina de spade. 10 de monede îmi spune de o împlinire la care voi ați crezut. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Cinci de cupe, vedeți? Încă o dată, cinciul acesta de cupe poate fi al vostru, poate fi și al celelalte persoane, dar cu asul acesta mergeți mai departe. Deci nu mai stați să vă gândiți prea mult la ceva. Am senzația că persoana cealaltă va ascunde lucruri. 4 de monede. Împăratul. Restricția este venită tot din partea voastră. Vedeți voi, împăratul este berbecul, este un semn de foc. Echilibru este săgetătorul în semn de foc. Deci energia pe care voi o vedeți aici este energia voastră. Voi impuneți această energie. Cu alte cuvinte, voi blăcați, pentru că aveți a doua oară 4 de monede. Haideți să vedem persoana cealaltă ce vrea să ne spună. Asul de săbii. Wow! Nu este o comunicare prea intensă între voi, dar știe adevărul. 6 de cupe este o lecție. Lumea și judecata. Persoana cealaltă ia o lecție. Și acest lucru îl văd că are loc prin a se implica în ceva. Este, cred că ceea ce simțiți voi, trimiteți energia respectivă, iar cealaltă persoană, prin emoție, se manifestă. Cu alte cuvinte, nu lua lucrurile prea mult în serios, pentru că, într-adevăr, se va cunoaște această energie și se va recunoaște, să-i zicem. Judecata este trezirea persoanei respective, dar poate că trebuie să se trezească în urma acestui adevăr pe care de fapt îl conștientizează. Voi, un nou început, 9 de monede. Cu siguranță va trebui să găsiți o cale prin a analiza situația în care sunteți, dar am senzația că echilibru îmi spune din nou și din nou, aveți de 2 ori echilibru, îmi spune că veți fi în echilibru atât financiar, dar și emoțional, pentru că aveți monedele. Și e un fel de a vă spune, iertați tot ceea ce se întâmplă la nivel real, material, în lume, nu astral. Este trăirea persoanei celelalte. Voi vă protejați, dar vedeți voi acest echilibru este de fapt pentru a li se da și lor mesajul de a încerca să se echilibreze în viața lor. Pentru că viața materială nu este ceea ce aduce iubire, de fapt. Iubirea este pură, este divină. Iar aici, având în vedere că aveți de 2 ori lumea și judecata, Saturn își face treaba, fie că vă place sau nu, și mai ales în privința celelalte persoane. Sunt supuși la o lecție. Haideți să vedem cealaltă persoană ce vrea să ne spună. Ce vrea să ne spună cealaltă persoană? Ce vrea să ne spună persoana cealaltă pentru voi? Wow! Pajul de săbii încă o dată! Cineva vă spionează, parcă îl vezi cu lupa. Încearcă să afle foarte multe lucruri despre voi sau cum vă merge sau ce se întâmplă. Au ieșit din relația cu voi. Roata. Dar de fapt își dau seama că au pierdut șansa de a fi fericiți. Sau posibil, într-adevăr, să apară cineva care este foarte interesat de voi și încearcă să intre în viața voastră. Dar vedeți voi, răspunsul vostru este 3 de spade. E un fel de îmi pare rău, mai dezamăgit. Asta îmi vine aici, da. Îmi pare rău, mai dezamăgit. Haideți să vedem dacă le dați o șansă, dacă se va întâmpla ceva, se va schimba ceva. Da. Este cineva care nu își poate controla emoțiile în lumea reală. 5 de cupe. Încearcă să meargă mai departe, deși au înțeles că au fost pur și simplu dați afară din acea energie. 3 de spade. Este o lecție din nou. Persoana respectivă va lua o lecție. 9 de cupe. Fericirea lor. Au crezut că este față în față în lumea reală, pentru că aveți pajul de monede. Banii, nu voi spune că nu aduc fericirea, dar în același moment banii nu completează ceva emoțional. Sau, în realitate, dacă te mulțumește cu totul altceva în afară de a avea o relație pură, asta e. Nimeni nu poate schimba absolut nimic, dar este karmic. Este un atac al vibrației. Voi. Un nou început. 9 de spade. 2 de spade. Și ați intrat în etalarea voastră. Steaua. Asta înseamnă că voi sunteți cei care decideți în orice tip de oportunitate și aveți o energie la care pur și simplu se accentuează acea energie, pentru că este cartea voastră, iar fericirea voastră este de a fi puri, față în față cu cineva, fără a avea niște situații, să zicem, situații complicate, genul eu știu ce vreau și voi atrage ceea ce vreau. Nu mă joc cu nimeni. Ce avem aici? Ei. Oh, și la voi a venit de 2 ori. Wow! Pentru o persoană nu este bine, în general, să avem un 7 de spade. Ascund. De la bun început a fost ceva la care ei ascund. Nu au fost corecți. Iar voi aici dați la o parte orice tip de ceartă sau ceva la care poate nu v-a plăcut, iar moartea este o schimbare totală. Simțiți în interiorul vostru că ceva s-a schimbat la această persoană. Încercați să luptați în ascuns, dar de fapt nu puteți face mai mult. E un fel de a vă spune, admiteți adevărul, fiți onești cu voi, iar dacă ați fost într-o relație în care nu vi se mai dăruiește absolut nimic, asta înseamnă că este un mesaj de la Dumnezeu, este un sfârșit karmic. Persoana respectivă, posibil să revină, dar să revină cu o discuție, ceva care trebuie să se curățe. Vedeți că aveți 2 de spade și 3 de spade. 5 de spade înseamnă că unul din voi admite ceva pentru a se curăța această energie. Dar în același moment am senzația că vor veni ca o energie a unui copil, să-i zicem, că încă vă spionează, încă încearcă să facă o relație, Încă, încă, încă. Nu mai este încă aici. Nu mai poate fi un încă. Atracție. Atrageți iubirea. Posibil pentru unii dintre voi să fie un nou început, pentru unii dintre voi văd că aveți pajul de bâte, asul de bâte, aveți nebunul, posibil să lucrați într-o instituție de stat pentru că aveți de-a face cu regele de spade și în această instituție posibil să fie o nouă dragoste aici. Vă veți întâlni cu o persoană cu care veți încerca să vă cunoașteți, cu siguranță este o nouă iubire, cu siguranță, și este persoana pe care o căutați, cu siguranță este o nouă iubire. Da, cu siguranță este o nouă iubire pentru voi. Este foarte frumoasă etalarea voastră, dar cred că trebuie să se curățe ceva aici. Am senzația că e posibil să fie cineva cu care ați avut ceva sau poate dintr-o altă viață. E ceva foarte intens între voi în conversațiile pe care le aveți. Vedeți că aveți foarte multe lucruri care se aseamănă. Senzația că vă cunoașteți, recunoașteți sufletele, pentru că este extraordinar de frumos. Există această atracție. Numai bine, la revedere, ne auzim!